Întâlnirea face parte din seria evenimentelor de promovare a parteneriatelor locale și regionale ca instrumente de dezvoltare a resurselor umane și a antreprenoriatului în mediul rural și a reunit reprezentanții autorităților publice locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Neamț și Vaslui, ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, ai asociațiilor patronale, reprezentanții ai camerelor de comerț și industrie, primari ai satelor și comunelor din regiunea de nord-est, precum și reprezentanții ai societății civile. Vom avea activități de dezvoltare parteneriate cu actori sociali, vom avea, sper eu, colaborare cât mai bună cu autoritățile publice locale, cu instituțiile, cu organizațiile care au ca atribuții dezvoltare resurselor umane și îmbunătățirea nivelului de ocupare în zonă. Alte activități pe care le avem sunt instruiri sau măsuri specifice de orientare profesională cu grupul țintă, consiliere profesională, formare profesională și, bineînțeles, vom avea o activitate care iarăși este foarte importantă, susținerea și consultanța în vederea dezvoltării afacerilor nou înființate pe care le vom crea în cadrul proiectului. Potrivit managerului de proiect Edgar Bogatu, bugetul proiectului este de aproximativ 4 milioane de euro, iar banii vor fi folosiți pentru activități de formare profesională, consiliere și asistență pentru persoane din mediul rural care demarează afaceri sau activități independente în domenii non-agricole. Astfel, 700 de persoane din mediul rural, 250 de manageri, 200 de șomeri, 150 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 100 de agricultori vor beneficia de un program de consiliere, orientare și îndrumare. De asemenea, 120 de persoane vor fi sprijinite în înființarea și dezvoltarea propriei afaceri.